Ca politician, ce le transmiteți românilor care se îngrijoresc de ziua de mâine, care nu știu exact cum va arăta ziua de mâine sau poate, iată, pică pradă unei informații false, se duc și am văzut imaginile alea când s-au dus cu canistre, cu tot felul de să ia benzină și motorină. Deci, ce le spuneți? Să știți că și politicienii sunt oameni. Și foarte mulți prieteni mă sună și rudele mă sună și mă întreabă noi ce facem. Pentru că e o stare continuată de neliniște și de spaimă. A fost această perioadă de pandemie în care, din păcate, cred că toți dintre noi am pierdut oameni dragi. Acum a venit această invazie ilegală a Ucrainei de către Federația Rusă și pe acest front sunt zvonuri în fiecare zi legate de posibile accidente nucleare, de posibile decizii ale Federației Ruse de a merge dincolo de Ucraina. Acum a mai apărut și această problemă legată de prețul la pompă. Și e normal ca românii să nu mai vadă luminița de la capătul tunelului, să se îngrijoreze și nici încrederea în autorități, după cum vorbeam mai devreme, nu este foarte mare, dar trebuie să aibă încredere, în primul rând, că apartenența noastră la NATO ne oferă siguranță. A ataca România este ca și cum ai ataca Statele Unite ale Americii în acest moment. Nimeni, nici măcar Vladimir Putin, nu este atât de inconștient încât, pentru că în momentul în care, Doamne ferește, Federația Rusă ar ataca un stat membru, asta ar însemna război. Asta ar însemna că aliații vor răspunde în mod similar, inclusiv cu bombardarea Rusiei. Adică despre asta este vorba. Și slavă cerului, suntem astăzi membri ai NATO și suntem protejați. Este acest grup de forță al NATO care vine pe teritoriul României, condus de Franța. Sunt elemente care ne arată foarte clar, sunt declarațiile președintelui Statelor Unite, care spune niciun centimetru pătrat din alianță nu va fi neprotejat. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne păstrăm calmul și trebuie să înțelegem că nu suntem singuri. Și totuși, românii stau la cozi la pașapoarte. Stau la cozi la pașapoarte pentru că, din fericire, nu a trebuit să vedem până acum ce înseamnă să fii stat membru și sper că acest lucru să se întâmple în continuare. Și pentru că nu știi cum reacționează, n-ai văzut, n-am trăit un moment similar, este un moment nou. Sunt, așa cum vorbeam mai devreme, sunt toate aceste știri care apar și care spun că o să se întâmple și atunci oamenii, de multe ori din precauție, nu cred că toată lumea care stă la colț la pașapoarte vrea să plece mâine, dar cred că dintr-o formă de precauție și cred că dacă și statul s-ar organiza puțin mai bine și dacă n-ar exista aceste colți, dacă ar fi mai multe centre care să elibereze pașapoarte, cred că toată agitația asta nu ar mai fi atât de mare și oamenii ar înțelege că da, traversăm un moment foarte, foarte greu, poate cel mai greu moment de după al doilea război mondial, dar trebuie să ne păstrăm cumpătul. Dacă ne panicăm, că de obicei când devii agitat, deciziile pe care le iei nu sunt cele mai bune. Trebuie să înțelegem că nu suntem singuri, trebuie să înțelegem că și Uniunea Europeană va veni cu fonduri suplimentare pentru țări precum România, Polonia sau Republica Moldova, care primesc valul acesta de refugiați. Și deși nu se văd lucrurile, adică nu sunt chestii palpabile pe care poți să pui mâna, ele există. Și slavă cerului, în această situație tensionată, avem aliați pe care putem să ne bazăm.